Bună ziua și bine ați venit la deschiderea lucrărilor Congresului Matematicienilor Români. Vă mulțumesc, stimați oaspeți, pentru onoarea pe care o faceți, sosind în Brașov, participând la lucrările acestei mari manifestări științifice, care pentru orice matematician reprezintă un simbol și un reper în viața lui personală. Vă mulțumim celor care ați venit și au acordat interes lucrărilor acestui congres. Și pentru început, permiteți-mi să vă prezint principalii organizatori ai acestui congres. Secția de matematică a Academiei Române, reprezentată prin domnul academician Constantin Cordoneanu și domnul academician Solomon Marcus. Institutul de matematică al Academiei Române, reprezentată prin domnul director Brânzelescu Vasile. Universitatea București, din păcate, scuze de întârzierea pe care un tren o are și trebuie să sosească domnul decan. Transmite direct. De altfel, transmisiunea este live și deci poate urmări dacă are un laptop în tren. Da? Să mulțumim Universității Transilvania din Brașov pentru, ca organizator, reprezentată prin domnul rector Vișa Ion. Facultatea de matematică,
să mulțumim reprezentantului pentru participarea la lucrările acestui congres, reprezentantului Societății de Științe Matematice, domnul profesor Radu Golodan. Și ca să fim, să dovedim că suntem matematicieni operativi și trebuie să desfășurăm lucrurile cât se poate de clar, scurt și sec, ridică domnul Vasile Brânzovescu, organizator din partea IMAR, să vă prezinte principalele elemente ale acestui congres. Domnul Brânzovescu. Nu, ați uitat pe cineva. Pe cine? Pe domnul Prefect. Dacă v-ați ascult, domnul Prefect. Întotdeauna, de pe ultima lună, cred că am fost împreună la cel puțin 5 manifestări din acestea. Le-am reprezentat, iar pentru noastră m-am considerat chiar tare casic, că a făcut parte din familia noastră universității și a facultății de matematică. Vă mulțumesc și să l-am Nu l-am văzut. I want to welcome you all here, all the speaker participants to this 7th Congress of Romanian Mathematicians. As you know, this is a third in a series which we hope to be continuous every 4 years. For this Congress, I want to present to our sponsor, and I have to name at least some of them. So, Romanian government, the Department of Romanian Abroad, the Romanian Ministry of Education, Research, Youth and Sport, Softium Group, Foundation Menachem Elias of the Romanian Academy, Foundation Patrimonio of the Romanian Academy, Theta Foundation, Bucharest, Foundation for the European Integration, Sigma, and the Company Oxygen Services. But, due to our local organizer, which are not here on this program, who made a very big effort to organize here this Congress. I hope that the two proposals of this Congress, one, to make a review of, how to say, mathematics produced essentially by Romanian mathematicians, we have also foreign mathematicians here at the Congress, it's an international one, and also I hope that the collaboration which could result after this meeting, after the discussion that we have, even at a glass of wine, which will be welcome. Let's hope that we shall have another Congress in 15. For the papers, for your interventions, and I